Jocurile ce îmbină magia cu tehnologia și o fac bine nu se găsesc prea des. De asta am apreciat foarte mult vechea serie Might and Magic, la care într-un moment înfigeai suluțe într-un goblin, iar în altul duceai lupte cu dragoni mecanizați folosind lasere în timp ce erai un ninja. Dar Might and Magic avea un defect. Cele mai fine elemente ale tehnologiei erau atât de avansate încât nu puteau fi deosebite de magie, exemplul cel mai bun fiind cam tot ce se întâmpla în World of Xen. Conceptul era dus prea departe, sau mai bine zis, perioada de timp era prea îndepărtată. Ce bine ar fi fost dacă cineva s-ar fi gândit să facă un joc la care magia și tehnologia erau prezente într-un mod în care fiecare era o entitate separată. Probabil veți spune, dar nu este asta premisa cam tuturor jocurilor Final Fantasy? Da, se poate spune asta, dar mă refer strict la jocuri care făceau un binar între magie și tehnologie bine. Spre bucuria mea, chiar a existat un asemenea joc, unul care a început producția în 1998 și a fost lansat în anul 2001 de către un studio numit Troika. Inițial, singurii angajați ai companiei erau fondatorii săi, Tim Kane, Leonard Boyarsky și Jason Anderson. Foști membri ai Interplay și-au câștigat reputația cu un RPG legendar numit Fallout și continuarea sa, Fallout 2, la care nu a avut un rol la fel de mare, deoarece după succesul primului joc, Interplay și-a dat seama ce juvaier avea pe mâini și l-a pus în grija unei echipe destul de mari. Cei trei au plecat de la Interplay pentru a-și forma propriul studio și pentru a lucra la un nou joc, ce va fi numai al lor. Vreau să fac unul plasat într-un mediu fantasy, pentru că 3 ani de post-apocalipsă îi lăsaseră cu o dorință de a vedea alte culori în afară de maro. Dar nu vreau să facă orice joc fantasy. Toată lumea făcea asta. Toate erau plasate în aceeași epocă medievală, cu relativ aceleași reguli de bază inspirate sau luate direct din scrierile lui Tolkien. Ideea care le-a venit a fost una destul de simplă. Arcanum of Steamworks and Magic Obscura, un joc fantasy cu același material sursă, aceleași creaturi, aceleași concepte, dar plasat mai aproape de prezent, într-o epocă aproape victoriană, în timpul unei revoluții industriale. Elementul cel mai important, lucrul care distinge Arcanum aproape de fiecare alt joc făcut vreodată, care abordează această temă, este că își lua subiectul în serios, îl trata cu maturitate, îl detalia, îl făcea verosimil. O parte însemnată din ceea ce a însemnat Arcanum a fost realizat în primele 6 luni ale proiectului, numai de cei 3 fondatori ai studioului Troika. În acest timp a fost stabilită lumea jocului, stilul grafic, tonul, personajele, ideile, poveștile și diversele motive pe care jucătorii umani urmau să le exploreze 3 ani mai târziu. Iar echipa care a lucrat la joc în final nu a fost chiar atât de mare, nu în comparație cu numerele vehiculate în prezent, 10-12 oameni, lucru ce a servit la adăugarea unei note foarte personale jocului. Tim Kane a spus chiar că în Fallout și în Arcanum, mai mult decât în orice alt joc la care a lucrat, se poate vedea stilul său mai bine. Talentul fiecărui individ care a lucrat la joc era vizibil și din păcate și neajunsurile fiecăruia, dar ajungem la asta mai târziu. Arcanum punea jucătorul în ipostază de supraviețuitor al unui incident aviatic, unul dintre primele din istoria acestei lumi, zborul fiind ceva relativ recent inventat. Ridicându-se dintre rămășițe ca ultimul pasager rămas în viață, primește o misiune destul de bizară, cea de a returna un inel. În secunda următoare este informat că ar putea fi reîncarnarea unui individ venerat ca o divinitate, a cărui profeție spune că va reveni ca să salveze lumea de la distrugere. Un joc fantasy tipic s-ar fi oprit aici, cu profeția luând rolul de cuvânt final și obiectiv pentru întreaga poveste. Aici intervine partea de verosimilitate a lui Arcanum. Câte profeții știți care s-au adeverit? Vă dau un indiciu. Nici una. Jocul permite explorarea originilor acestei prevestiri, iar ceea ce se poate descoperi oferă o perspectivă nouă asupra întregii povești. Nu aș vrea ca să dau spoilere, dar voi spune că simpla existența unei profeții, indiferent dacă este adevărată sau nu, este un catalist foarte puternic pentru crearea condițiilor în care s-ar putea adeveri. Acea profeție și, în esență, obiectivul final al jocului era doar o mică parte din ceea ce avea de oferit Arcanum. O lume întreagă, explorabilă dintr-un capăt în altul, era la dispoziție, la propriu. Harta era construită ecran cu ecran, necesitând câteva ore pentru a putea fi străbătută de-a lungul și de-a latul.
dacă nu exista funcție de călătorie rapidă, desigur. La fel ca la orice joc sandbox bun, nu existau prea multe limitări asupra călătoriei, iar cutreieratul era răsplătit. Peste tot puteau fi găsite mistere, enigme, vestigii antice ale unor civilizații de mult dispărute, catacombe pline de pericol, temple și altare dedicate unor zei pe care lumea nu-i mai ține minte, iar cerașe de pe tort, poveștile. Multe povești foarte bine scrise. Arca nu are mai multe istorie în el decât cred că orice alt joc pe care l-am văzut vreodată. Bine, posibil să fie 2-3 excepții, dar înțelegeți ideea. Se pot afla în joc o sumedenie de informații despre trecutul lumii, cum a evoluat, cum s-a schimbat, cum au dispărut regate, cum au răsărit altele, care au fost conflictele care au modelat lumea și cum popoarele ce dominau odată totul au fost împinse la marginea sălbăticiei, departe de ceea ce se numește acum civilizație, sau mai rău. Acest ultim lucru se leagă direct de tematica jocului, magia și tehnologia. Cele două elemente nu sunt tratate ca simple noțiuni de gameplay sau de stil grafic, ci au un efect vizibil asupra lumii și asupra personajelor. Aruncând o privire prin Arcanum, se poate vedea cum industrializarea rapidă a rasei umane a dus la schimbarea ordinii lumii. Creaturii odată temute precum ogre aproape că nu mai sunt în stare pură, iar orcii sunt acum sclavi, lucrând în fabrici pentru cei pe care cu o generație în urmă îi terorizau la fiecare ocazie. Odată cu ridicarea industriei a venit și capitalismul, în numele căruia se comit atrocități împotriva naturii și a civilizației în general, ce pentru oameni nu sunt evidente, dar pentru elfi și dwarfi, ce s-au retras în colțul lor mic și izolat, ce trăiesc mii de ani, semnalizează chiar sfârșitul. Nicăieri nu este asta mai evident decât în modul în care tehnologia și magia interacționează. Simplu spus, de la un anumit nivel, se exclud reciproc și reacționează chiar violent atunci când sunt în proximitate. Un individ cu putere magică mare nu poate folosi tehnologie, iar în prezența sa orice mecanism se defectează. Explicația folosită este că tehnologia folosește legile fizice pentru a obține un rezultat, în timp ce magia modifică legile fizice pentru a obține același rezultat. Tehnologia fiind mai la îndemâna oamenilor, având rezultate rapide și de durată, a devenit preferată și promovată agresiv. Iar pe sistemul dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră, cei care urmăresc vechea cale nu sunt chiar atât de agriați, sunt văzuți ca o amenințare și tratați ca atare. Cel mai însemnat lucru mi s-a părut că magii sunt nevoiți să meargă în ultimul vagon al unui tren, la coadă, în spatele tuturor, pentru ca nu cumva prezența lor să defecteze locomotiva. Nu am găsit tocmai dovezi concrete că asta chiar s-ar putea întâmpla. Ar fi mai mult un caz de discriminare, iar lumea este plină de asta. Dacă alegeți ca să jucați ca un half-orc sau un half-ogre, numai două din numeroasele rase pe care jocul le pune la dispoziție, veți găsi lumea ca fiind un loc rece și neprimitor. Dar cu talentele potrivite, fie elocvență, inteligență sau forță brută, vă puteți asigura că nimeni nu vă va trata rău pentru prea mult timp. Sau că va trăi pentru prea mult timp. Sau în prealabil că a apucat măcar să spună două vorbe înainte ca să-l pulverizați. Libertatea oferită de Arcanum evocă experiența acumulată pe parcursul lui Fallout a echipei ce a lucrat la joc. Fără limitări de clase, fără trasee prestabilite, fără un stil de joc impus. În teorie se putea juca fără ca personajul principal să intre măcar direct în luptă. În practică e ceva mai greu, dar mereu sunt aghiotanții la îndemână pentru situațiile în care jucătorul nu vrea să-și murdărească mâinile. Pe cât laud Arcanum, a cărui mediu se apropie foarte mult de conceptul unei lumi simulate, o lume vie, are câteva defecte. Primul ține de bug-uri ce au fost rezolvate în mare parte pe parcursul ultimilor 9 ani. Altul se leagă de lipsa varietății grafice, în special a personaje. Iar apoi este sistemul de luptă, ce în esență este lipsit de tactică și în general de savoare. Dar este departe de a fi groaznic. Cu o poveste neliniară în spiritul lui Fallout, o lume detaliată ce poate fi explorată după bunul plac, un mod de avansare a personajului ce permite abordarea oricărui stil de joc imaginabil, un subtext social complex și cu un stil unic, Arcanum of Steamworks and Magic Obscura a dat tonul pentru următoarele jocuri produse de studioul Troika și a demonstrat cât de diferit poate fi un joc fantasy față de restul genului. Prin coincidență, dacă nu l-a jucat încă, poate fi găsit pe Good Old Games la un preț destul de mic.